S-au aruncat în gol sau și-au demonstrat îndemânarea în cadrul unor exerciții de ziua lor. Chiar dacă și-au dezvăluit câteva din exerciții încă de miercuri la antrenament, tot au adunat câteva zeci de curioși dornici să le vadă măestria. Pompierii detașamentului de la Petroșani, cei care sunt prezenți în sute de misiuni, care mai de care mai dificile, au venit vineri în centrul municipiului să arate ce au și cum se descurcă în orice situație. O să fie o festivitate militară, o festivitate cu câteva exerciții din partea pompierilor și a echipajelor SMUD. Sperăm să vă facă plăcere ceea ce facem astăzi. Știu că ați avut foarte multe misiuni în ultima vreme. Care a fost cea mai dificilă? Dificile pot spune, toate sunt dificile, nicio intervenție nu seamănă una cu alta. Mai dificile am avut și de lungă durată, pot spune, incendiile de pădure din zona Văii Jiului, incendii cu teren foarte accidentat, de lungă durată, unde oamenii au depus un efort deosebit de mare, atât din partea lor, cât și din partea tehnicii de intervenție. Pompierii din Valea Jiului și paramedicii s-au gândit să facă mai multe exerciții ca să-și demonstreze măestria și priceperea. Exercițiile demonstrative de astăzi constau în tehnici de salvare și autosalvare de la înălțimi, cu ajutorul unor accesorii care le avem în dotare. Mai precis, perna pneumatică, care folosește la autosalvarea subofițerilor care participă la intervenție și a persoanelor care sunt surprinse la înălțime, autoscara mecanică, care de asemenea folosește la salvarea vieților omenești, autosalvarea subofițerilor care participă la intervenție și, bineînțeles, se poate folosi și la stingerea incendiilor, și o parte din exercițiile cu autosalvare cu cordițele din dotare. Să încercăm să vorbim cu toată lumea, toți suntem aici prezenți ca să te ajutăm. Dar dacă ne apuci, nu mai avem cu cine să ajutăm. Așa că te rugăm frumos să persoanei care se află la înălțime. Această autospecială face cât și scule pentru sudat, aparat de sudură, gata, se verifică de către comandantul intervenției. Și după ce... Nu a pățit nimica, dar întotdeauna o verificăm. Va fi preluat în siguranță. Înălțimea este undeva aproximativ 12 metri. Nu încercați așa ceva, este o înălțime foarte mare. Și edilii locali au ținut să fie prezenți la eveniment. Asta pentru că, așa cum spunea primarul Tiberiu Iacopriții, toți suntem liniștiți atunci când știm că pompierii sunt în misiune. Vă spun la mulți ani pentru că este ziua dumneavoastră, ziua pompierilor, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră care vă susțin, vă înțeleg și vă ajută să vă duceți la îndeplinire această nobilă îndatorire, această nobilă meserie de pompieri. Atunci când noi ceilalți vă știm acolo, pe dumneavoastră, pe pompieri, suntem mai liniștiți, suntem mai în siguranță. Ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi pentru noi ceilalți, pentru comunitate în general și pentru oameni în special, este mai mult decât o onoare, iar noi, la rândul nostru, vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Pentru a imortaliza misiunile dificile pe care le au, deputatul Monica Iacopriții le-a făcut un cadou inedit celor care luptă cu focul și salvează vieți. Ziua pompierilor a fost sărbătorită vineri la Petroșani, iar zeci de oameni au ținut să fie prezenți pentru a aplauda evoluția impecabilă a acestora.